Și vă spun că e foarte dificil să fii conservator în România astăzi. Întâi pentru că există un partid caragios care a uzurpat acest nume realmente glorios. Nume glorios pentru politica românească și nume extrem de important, glorios în politica internațională, în politica mondială. Eu când spun despre mine că sunt conservator, lumea se uită la mine și îmi spune, hai dumneavoastră un colegi cu Voiculescu. Asta este o primă mare dificultate. Evident că ceea ce spun, ceea ce cred, nu are absolut nicio legătură cu mica gașcă politică a domnului Voiculescu. A doua dificultate este aceea că Partidul Conservator, cel real, cel adevărat, a dispărut cam de multă vreme. N-a dispărut însă spiritul său și n-a dispărut însă o anumită viziune care a fost potențată de o dezvoltare politică internațională din ultimii ani. Și spun din ultimii ani, spun din ultimile două sau trei decenii. Viziunea pe care o propun este evident una de centru-dreapta și este puternic influențată de o realitate mai degrabă anglosaxonă, de Partidul Conservator Britanic, de Partidul Republican American. Veți întreba ce caută o asemenea viziune în Partidul Popular. Pentru că, așa cum știm, în Parlamentul European, conservatorii britanici, alături de alte două partide de dreapta, de Partidul Polonez al domnului Kaczynski și de un Partid Conservator Cec, s-au desprins din Partidul Popular și au format propriul lor grup. Bun. Ei au făcut-o nu din considerente ideologice sau doctrinare. Pur și simplu i-a despărțit la un moment dat o anume viziune legată de Tratatul Constituțional. Erați membru Parlamentului European atunci și știți bine. Dar astăzi cooperează, votează împreună. Așa cum, atenție, Alianța Liberală Europeană votează în mod constant cu socialiștii în Parlamentul European. Această Alianță Liberală, acest grup liberal al DEM, este grupul căruia aparține Partidul Național Liberal, care pe cale de consecință la Bruxelles joacă cu socialiști, în vreme ce la București încearcă să se legitimeze ca fiind un partid de dreapta. Dar joacă tot cu socialiști. E bine, e o mică schizofrenie aici, care la un moment dat vor trebui să iasă într-un fel sau altul. Dar asta e treaba lor. Interesant este că și partidul domnului Voiculescu, pe care l-am evocat după ce a fost respins la ușile Partidului Popular European, după ce a cochetat și cu socialiștii și a găsit un loc de parcaj tot la această Alianță Liberală, dacă nu mă înșel, ceea ce legislatorul a trecut. Da, pentru că au mers împreună pe liste comune. Ceea ce arată, în fine, lucruri mai degrabă simpatice decât serioase. E bine, o doctrină este viabilă, e vie, există. Devine acțiune dacă este capabilă să producă prosperitate în timpul normal și să asigure supraviețuire în timpul de criză. Asta înseamnă că vorbim despre doctrină, ne trebuie o doctrină suplă, flexibilă, inteligentă. Adică ne trebuie un set de credințe, un set de valori, un set de principii, care atunci când vremurile sunt normale, ne fac din ce în ce mai bine, iar atunci când se abată asupra noastră asemenea timpul, ne asigură supraviețuirea, ne asigură ieșirea din criză. Doamnelor și domnilor, cred că e ceva asupra căruia suntem toți de acord. Nu știu cum se face, dar toate măsurile prin care cineva, o țară, iese din criză economică, sunt măsuri de treabă. Nu-ți vedeți niciodată măsuri socialiste aplicate pentru a ieși din criză.